prietene a internetului. Prezența de astăzi este una splendidissimă. Este o persoană care a slăbit atât de mult încât nu știm sigur dacă mai are umbră. O persoană pe care în ultimul timp mai mult o auzim decât vedem. Dacă ar fi să o definesc printr-o manea, aceasta ar fi regina reginelor, tu e șefa șefelor, tarara, Raluca Bădulescu! Bună, Raluca! Doamne, bună, bine te-am găsit! Băi, deci mi-a plăcut prezentarea de-am nebunit. Ce vorbești? Păi pentru tine. Mi-a plăcut aia cu, nu știu dacă are umbră. Deci asta e mișto rău cu umbra. Eu aș vrea să am umbră, știi, să fie o umbră puțin mai... aș vrea să am o umbră formată din prezențe masculine, știi? Să fie numai bărbați puternici. Dar oricum știi? Sunt bărbați puternici așa mereu după tine roiesc. Cel puțin la Bravo când e Victor Slav. No, bineînțeles. Asta spun. Victor, cum să nu? Așa, și mi-a plăcut și asta cu manea cu regina regilor, pentru că se știe faptul că mie îmi plac manele. Adică nu m-am ascuns niciodată de treaba asta că mi-e plac manele. Să ne înțelegem. De la Pink Floyd până la Freddie Mercury, care e idolul vieții mele, să știți că drumul este... uriaș. Nu este... E un drum e presărat cu manele. Pe care eu îl parcurg natural. Am în înțeles. Playlist până la manele. Dar nu mi se pare o chestie... Mamă, ne-am norocit, ascultăm manele, bă, băiatul, normal că nu. Jale. E natural în poporul nostru. Îmi plac Sara, îmi plac Zimă, manea care te-a marcat și care... Bă... Aia, diamantele. Pot toate diamantele? Gabriel, toate diamantele. Toate diamantele. Da, mă, toți, nu. Sunt alea vechi al lui Adrian. Alea vechi al lui Adrian. E chef de chef și toți așa banii mei. Așa sunt zilele mele. Așa sunt zilele mele. Dar nu e așa. Nu e. Nu e, că la noi sunt toate zilele bune, că aici la... Hai mă, ce... Da, la noi e la frumos. Noi zilele bune, frumos. Mai puțin astăzi, o să fie o zi interesantă pentru tine. Pentru că... Mie îmi place să mă iei la întrebări. Da, Raluca, să știi că eu cu zâmbetul pe buze, biciui. Așa mă arzi. Astăzi vrem să te cunoaștem un pic mai bine. Așa. Adică, na, te-am văzut la televizor, am citit în presă foarte multe lucruri despre tine. Dar azi vrem să scoatem ceva așa mai mult de la Raluca omul. Nu neapărat... De la Raluca omul, da. Îmi place cum a stat, asta este ceva adânc. Vreau niște păreri bune. Mie îmi place că dacă tot rămâne această înregistrare pentru eternitate, rămâne. Eu vreau pentru eternitate să rămână următoarea chestie. Așa. Băi, sketch-urile pe care le... Așa se cheamă, nu știu cum se cheamă. Sketch-uri. Stand-up-urile sketch. Pe care le faci tu cu Anisia. Să rămână, da. Să rămână. Am imitat-o la un moment dat pe, deci pe Raluca și pe Moris. Da. Și eu, în general, să știi că am faze de astea de mamă, super. Da? Că mi se pare că unii mă fac nasol așa, adică nu au prins esența. Da. Voi ați prins foarte mișto esența, Caterinca. Am luat ce ni s-a părut nou, ce a crescut mai frumos. Ne deci bucurăm de suflet. Ești un actor divinism. Divinism, ești reginul reginilor. Ralu, sper din suflet să rămâi cu aceeași părere și după această emisiune. Ți-am pregătit câteva lucruri, un carusel de emoții, mai spun eu. Așa. Să te trecem așa prin mai multe chestii. Vrem să te cunoaștem, să vedem dacă tu te cunoști atât de bine pe cât credem noi că te cunoaștem. Vorbești, totul e gândit aici la noi. Și prima chestie pe care am pregătit-o pentru tine, am căutat, am dat un search pe Google, prietenul nostru, și am căutat prima poză cu Raluca Bădulescu, pentru că eu eram curios. Și ce acum pui pe ecran prima poză? Da. Aș vrea să vedem prima poză. Tu îți mai amintești? Înainte să o arătăm. Îți mai amintești cum erai? Fiind pe online, cum ar veni expresiile, pot fi puțin mai... Dai drumul la expresii. Să moară Franța. Alunecă pe ele. Să moară Franța, ce e perfect. Ce dracu poză ai scos? Ia uite-o pe Raluca Bădulescu. Acu câți ani să fie oare? Băi, fii atent. Îți amintești de doamna asta? Pare că e mama fetei din dreapta. Nu e mama, că dacă vezi pe mama e bine rău. Să mor, jur, mama e bine rău, mama arată țiplă. Vreți să vă zic ceva acum, pe bune, fără Caterinca? Te rog. Dacă tu crezi, uite, chestia asta n-am mai zis-o. Așa. Dacă tot vrei să zicem ziceri. Să scoatem. Să știi că și pe vremea aia, fiind, da? Lumea avea impresia. Bine, eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you? E o realizare uriașă. Ce-ai făcut, e o realizare. Da, bravo. Dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați, ori nefericită, ori ne... Știi? Adică... Ne, știi? Înțelegem. Bă, să știi da. Că îmi mergea... Culmea, foarte bine. Bă, da. Am și o prietene care acum se... Da, da. Ori poate datorită... Nu, încrederea, stima de sine, nu știu, parcă ajungi într-un punct și eu am fost foarte slab. Deci empatizez cu tine. Foarte așa. Slab. Nu că acum aș fi gras, dar am foarte slab. 50 de kg ud cu televizorul în brațe. Superb, împreună pleacă liftul cu noi. Păi, dar să vezi seama ce înseamnă să spun chestia asta. Da. Așa, și când erai foarte slab. Eram foarte slab și aveam mai mare succes la femei, la domnișoare, da, la Dudui. Dar ești tânăr, ești mișto, tu ce vorbim aici. Lasă-mă. Dacă mă vezi cum arătam. Lasă că în altă ediție o să-ți arăt niște poze cu mine. Nud? Am și nud de la o emisiune, da. De la emisiune? Nu, dar fie.
știi care este treaba? Eu, acum, de exemplu, când eu mă consider că am reușit în viață, sincer să fiu. Ai reușit? Să mor, da. Bă? Și mie mi se pare că uite bună. Bă, primesc pe Instagram din alea. S-a dezgropat asta. Mumie. Zici că e vie. Te-ai uitat coșugul acasă. Da. Te-ai uitat coșugul acasă. Bă, deci da. Văd tot felul de comentarii de astea și mă gândesc, frate, oricum o dai noi bine. Deci, în principiu, dar nu înțeleg, înainte, dacă eram gras, eram prea gras. E adevărat, pe de cealaltă parte, că nu știu de cât extreme, că aia era extrem. Da. Probabil și asta e extrem. Da, hai să lăsăm pe scurt. Știi că gura lumii nici pământul nu astupă, cum e și vorba din popor. Da, sau cel noi mai bun așa. Da, noi aici dăm și cu înțelepciune. Da, mă mir că nu te-am atins deloc cu această poză. Ești foarte asumată, foarte bucuroasă. Sunt foarte mândră, tu îți dai seama de acolo... Aici, adică a fost un... Da, o transformare și bănuiesc că multă muncă la mijloc, că nu e atât de ușor. Să n-am muncit de una singură genioane bună, ambițioasă aia a vieții. Am făcut gastric sleeve, m-a ajutat domnul profesor Popescu, tăiat. Și de restul am mai făcut niște mici intervenții și de restul a fost de la Dumnezeu, pentru că multe din lucrurile care mi s-au întâmplat, eu le consider minuni pur și simplu, că nu este ca și cum eu sunt o tipă ambițioasă din aia nebună, bă, care nu mănânc, pentru că ți-am zis și am mâncat de dimineață. Asta, aici vreau să ajung, că tu ții o dietă super sănătoasă în fiecare dimineață. Deci... Eu mănânc dulciuri, eu mănânc ciocolată, eu sunt fiertă pe ciocolată și pe dulciuri. Tu dimineață ai mâncat? Ciocolată și am băut niște cola. Perfect. Exact ce îți recomandă doctorul, deci când te duci la el... Îți zice la prima oră, te rog ciocolată cu cola și seara dulciuri, dacă poți. Eu beau cola de rup, nu știu dacă... Da. Poate ne vezi până oamenii de la cola, cum ar veni, dacă avem, vă zicem, cola pe aici. Eu vreau să le spun că de 30 și ceva de ani beau numai asta. Nu știu de ce plătesc influencerii ăștia tineri ca să... ar trebui să te ducă în altă parte. Asta e nici măcar nu ne apropo. Mămica mea, regina mea, am niște întrebări și te rog din sufletul meu de om bun să fii sinceră. Fii atent. Dacă vezi pe cineva pe stradă, o persoană pe care o cunoști, încerci să o ignori? Dacă încerci să o ignori? Nu, dacă încerci tu să o ignori pe ea. Păi nu, depinde de persoană. Să zicem că o persoană care o cunoști, dar nu ți-e așa dragă. Pe care n-am chef să văd? Da. Și cum faci? Mă fac mă uit în telefon, mă fac mă uit în altă parte sau bag scuze aia. Băi, nu mai văd la distanță, că dacă mă vede, totuși știi. Și mijești ochii așa cumva să pară bă, că... Bă, sincer, oricum nu mai bat așa bine la distanță. Nu. Adică oricum mă ard puțin, eu tânără nebună, dar aș avea nevoie un pic de ochelari. Dar mă fac orică sunt ocupată, uite din alea, știi? Tu vezi până că e pe totul ăla, da? Și te faci așa un pic, ai văzut că de ochiului și te-ai făcut puțin că ești ocupat nebun, știi? Gen. Am înțeles. O să încerc și eu chestia asta și o să fac ochii așa, cu la distanță. Dacă vine și îți spune de la obraz, da, bună, ce faci? Mă bucur să te văd. Exact. Fii atent. Ai scoate de la urmăritori o celebritate care, la rândul ei, a renunțat să te mai urmărească? Adică... Nu fac de astea, să-ți dau copii să mor eu, nu. Nu? Nu există așa ceva. Nici măcar nu. Nu mă, nici măcar asta când ne cert. Băi, eu am mai pomenit și asta cunosc în cazul multor prieteni. Așa. De astea care își dau unfollow, block, neblock, în viața vieților mele n-am făcut așa ceva. Tu urmărești o listă de oameni. Eu urmăresc foarte mulți oameni pentru că eu contul de Instagram îl am de pe vremea când aveam salonul de unghii, pentru că am avut un salon de unghii. Și pe vremea aceea urmăream foarte multe persoane, fiind un client la salon, etc. Instagramul ulterior l-am schimbat în anul ca Pădulescu. Inițial se chema absolut Nails, putem să zicem că oricum nu mai există salon. S-a dus. Dar acum n-am scos din urmărire pe toate fetele care mi-erau cliente și care veneau la salon și care... Iar unfollow n-am dat niciodată nimănui pe lumea asta. Adevărul e că cu cât ai mai mulți oameni, pierzi mai mult timp pe Instagram. Nu, dar oricum, ce sunt astea? Suntem copii din alea, nu mai îmi dai follow. Dar nu obosești când dai scroll și poate vrei să vezi pe cineva interesant? Bă, da, eu aș vrea să văd mai pe aia pe care vreau eu. Aia zic, și de ce nu dai? Și cum găsesc eu pe cineva care să-mi scoată toate miile aia de persoane în care am dat eu follow având clienți ani de zile la salon. Două săptămâni concediu și crede-mă, pentru suma potrivită o să fac eu asta. Da? Dar concediu trebuie să mă întreb pe mine de el, asta e problema. Da. Fii atentă. Zici. Te-a prins vreodată cineva când te scărpinai în nas? Da. Te-a văzut și cum a reacționat? Și cum a reacționat? Nu, sau cum acasă, ai reacționat? Pe acasă, că nu fac din astea în public, ăsta atentă. Nu, no, eu zic în public. Niciodată să, băi, mă deranjez. Nu, că e un băiat care mă deranjează. Păi nu, fii de... Unghiile astea, în general, în viață. Așa. Sunt o barieră naturală asupra lor pentru niște chestii, știi? Adică, practic, nu poți să începi așa să te duci.
Iartă-mă, dacă alea îți faci sinuzita, am impresia că dacă ai probleme, știi că pe vremuri se băga un ac din ăla lung și da, știu, alea săbi, alea nu unghii. Alea se făceau punții, alea erau punții, că am eu sinuzită. Exact. Nu, nu m-a prins niciodată în... Dar am citit, bă, dar știi ce am văzut, fiecare? Așa. Am văzut la televizor zilele trecute că una, dar putem să spunem chestiile astea pe online, da, mă, sau nu? Da, bineînțeles, suntem pe online, n-avem treabă. Am văzut la televizor că una l-a dat în judecată pe bărbatul sau ceva de genul ăsta, că era, că stătea pe-n casă și că nu știu cum să folosesc cuvântul, că zil, alunecă, dă-l, dă-l cum îți vine ție. Se scărpirea în nas, se scărpirea în buric, se pe casă, da. Și ce gata, în judecată pe 6 milioane de dolari, asta pe America. Asta. Frate, crezi că poți să faci o chestie asta în România? Păi, sper să nu, că la noi ar fi, dar ar fi România în gaură dacă s-ar întâmpla chestia deci asta. Deci nu m-am scărpit în casă decât prin casă, nas și alte chestii, nu te scărpi decât în casă. Adică nu, dar îi mai lași pe undeva, pe după canapea, prin casă? Nu îi lași pe după canapea, deși cu unghiile astea poți să-i lași unde vrei tu, adică să faci gen bună. Știi că astea poate funcționeze ca o spatulă naturală, practic. Am înțeles. Nu, nu fac de-astea, nu. Forezi. Nu. Ok, fii atentă. Ce faci pentru a încerca să demonstrezi că ai dreptate chiar dacă greșești? Adică să zicem că tu greșești într-o conversație, așa, ți se întâmplă să cauți... Nu mă cer scuze, da. Își cer scuze, da, renunți? Da, 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 nu, da, da. Te dai bătută din prima? Păi dacă n-am dreptate, n-am dreptate. A, ești corectă. Da, chiar eu, de exemplu, când n-am dreptate, eu inventez argumente. Păi nu, argument, nu. Eu oricum tot timpul am ceva de zis și este posibil să ucid interlocutorul până vorbi. Îl iei până în văluire, îi dai informații din toate părțile și dintr-o dată uite de subiect. Păi e ca tine. Excelent. 10, e ca tine, numai să scape dracu de gura. O să folosesc tehnica asta, o să le iau prin învăluire, dau dintr-o dată, vorbesc cu tine, tabloul ăla e minunat, dar îmi place foarte mult și decorul ăsta și uiți de subiect. Oricum, perfect. Să vorbești mult în general în viață ca să fie oameni sătui de tine. Excelent, chiar o să folosesc. Care sunt trei lucruri pe care le faci când ești singur acasă? Trei lucruri pe care le faci tu când ești... Ascult muzică tare rău de tot, dar tare, tare de... Eu cred că de aia și vorbesc tare, pentru că sunt cam surdă. Sincer să fiu. Tare de tot, dar în căști. Pentru că se sperie că ți-ai ieși pisicile. Păi cum în căști? Păi și așa nu poți să asculti și când ești cu cineva în căști muzică tare? Bă, da, da, îmi place mie, am eu o chestie asta, știi? Adică, mie îmi place muzica mult, fiertă o muzică. Mă uit pe Instagram și mă uit uneori la seriale din alea plite de fete, din alea obosite. De alea cu Girls, Paris, cu... Care eu nu recunosc că mă uit la ele, știi? Da, 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 da. Care da, mă da, întreb da, pe mine, la ce te uiți? Numai de alea psihologice, știi? Inception, exact. Și Shutter Island. Nu, chiar Shutter Island îmi place. Îmi da, plac și astea, dar mă uit și la niște de fete uneori. Și plângi? S-a întâmplat vreodată să plângi sau să empatizezi cu victimele? Never. Never. Dar spune la ce film am plâns. Yeah. La alea cu animal, la alea, mă... Calul de luptă, Hachiko, da, da. Astea mă leșin. La asta nu mă uit. Acolo le-am e sensibilă regina noastră. Da, adică... ai urmărit vreodată un iubit în secret? Nu. Nici măcar? A, din alea să-l urmărești când se duce pe la club? Stocăreală, da. Stocăreală online sau stocăreală fizică? Și, nu când. Online, cred că acum, mă, dacă eram acum tânără, așa, cred că știam să stocăresc online. Așa sunt o blană, practic, știu să postez și draci. N-am nici TikTok, n-am nici... Bine că acum sunt atâtea aplicații că te prind ăștia dacă stocărești online. Te văd cine ți-a urmărit profilul, da, cine ți-a dat like, cine ți-a dat unfollow. Pe vechi, nu mai găsit, nu mai găsit. Sună-mă, sună-mă când vrei să faci asta. Iar fizic, pe vechi, da? Din alea cu detectiv, cu să te urmăresc, te-am prins. Cu Ernest, să-l chem pe Ernest să vină la poartă. Îmi place, mă uit la emisiunea, este foarte mișto. N-am făcut niciodată așa ceva. Mă, păi de ce să faci? Păi, prieten, să-ți spun ceva. Așa. Eu îl urmăresc pe unul, da? Da. Ăla mă înșeală de mă ia dracu, da? Și eu îl urmăresc. Dar păi dacă mă înșeală, da, băiatule, păi ce crezi, dacă îl urmăresc o să mă iubesc mai mult? Păi nu, dar măcar știi. Păi dar și dacă știu. După aia sunt două variante dacă știu. Așa. Ori îl iau înapoi și deci sunt proasta satului să mă armă sau să mă înșeală toată viața. Așa. Ori mă despart de el, care poate nu vreau să mă despart de el. Poate mă gândesc că hai, lasă să mai stăm, că nu dăm cioară din mână pe vreme de păcard. Așa, tu ții cu casa, cum s-ar spune. Bă, mai bine să ții cu casa. Eu întotdeauna mă gândesc la chestia asta. Adică, dacă aveam 20 de ani, hai să o luăm așa. Da. Poate mă gândeam altfel. Ce înjurături folosești cel mai des? Dacă le zicem acum, ne închide să moară. Asta e. Mă uite pe mine totuși că vorbesc scurt, adică cu nu sunt vreo, adică nu știu care e treaba. Eu nu sunt, Doamne ferește, vreun om nasol și n-am fost vreodată vreun om nasol. Dar sunt destul de efervescentă. Da, și destul de slăbodă la gură așa în general, adică aia, de toate. Care este cuvântul tău preferat pe care îl folosești des? Bănuiesc eu că divinisim oare? O fi divinisim? Divinisim, te iubesc cel mai mult, am auzit. Te iubesc, că l-al folosești cel mai des. Să mor eu, ăla-l folosești cel mai des. Așa. Ăla e cuvântul pe care îl folosești cel mai des. Te iubesc. Așa, ți s-a întâmplat vreodată să te saturi să faci poze cu fanii? Ai avut un moment în care, bă, n-am chef să fac poze cu ei?
Fiatem, știi că nu se fac poze cu... dar nu e vorba de fane, e vorba... Eu nu consider că sunt fane, eu consider că sunt doar oameni care am norocul să mă placă. Și eu chiar mă bucur, adică realmente, realmente mă bucur să întâlnesc cu oameni care spun că mă plac și că mă admiră. Da, dar n-ai chef în ziua aia, ce scuză folosești? Chef am mereu, doar există momente nepotrivite. Exact, un moment nepotrivit. Când sunt eu nasoal, par exemplu. Ți s-a întâmplat? Când sunt nefardată și atunci îi rog, puneți un filtru. Filtru, la, ajungem puneți și acolo. Stai liniștită, că avem și cu filtru. Puneți un filtru. Puneți, vă rog, eu frumos un filtru, că nu sunt fardată sau că... Adică sunt momente nepotrivite. Sau momente în care nu sunt eu încoțopenită. Pentru că eu am niște salopete de blugi veșnice. Eu tot timpul am niște salopete de blugi. Că nu vă imaginați atunci că am plecat de acasă. Bună! La prima oră eu plec îmbrăcată... Mai e un pantalon de training, mai e un pijam. Mai e un pantalon de training, mai sunt cu o cățea în brațe, cum am zis, știi? Și dacă nu sunt eu așa cum trebuie să fiu și oamenii pun poza pe rețele de socializare... A, de fapt, asta e problema ta. Asta e problema, mă. Cum apar pe rețeaua de socializare? Eu sunt fiertă pe filtre, sunt fiertă pe aranjament, pe alea, pentru că eu recunosc că eu lucrez pozele. Adică nu mă cap pe mine, n-am spus vreodată că, bă, nu, eu sunt naturală. Pentru că mă nebunesc și ăștia care îmi scriu. Vrem să te vedem naturală. Păi de ce vreți să mă vedeți naturală? V-ați mai dat cu mine, de ce vreți să mă vedeți naturală? Deci vrei să spun eu ceva acum, sincer, de la bărbat la femeie? Eu te-am văzut în cabina, la machiaj, nemachiaj. Ești superbă. Doamne, îți mulțumesc. Ești superbă. Și am mai spus asta unor oameni în diferite contexte în care eram la masă și îmi spunea, bă, dar chiar așa, chiar nu știu ce zic, bă, e superbă femeia. Doamne, îți mulțumesc. Deci eu zic la un moment dat să-ți faci curaj și să pui poze naturală. Ți-o zic din toată inima, ca de la bărbat la femeie. Te iubesc, sărmâna. Ai văzut, te iubesc. Care sunt trei lucruri care te deranjează pe rețelele de socializare? Hatereala. Hatereala. Hatereala gratuită. Da, e aia, moca. Oamenii nu fac diferența între critică. Bă, critici, nu halești pe căutărească. Bine, frate, nu halești, am înțeles. Nu-ți place pentru că treaba ta de ce nu-ți place. Cu tare, cu tare. Dar să încep haterele din asta de trei. Să dai cu P cu M degeaba. Să dai exact cu P cu M. M mai ales, bă, să iei M. Cu tona. M. Bă, M iei... Să ai frigiderul plin de M. Exact, degeaba. Bă, pe ce? Adică, justificați. Vreau să-ți dau la M pentru că... pentru că... Cu tare, îmi place aia, îmi place aia și o transform în ceva pozitiv deodată. Văd eu cum o iau, știi că după aceea că tu vrei să mă dai, văd eu cum o iau, dar vezi cum eu pui ca să zic așa. Excelent. Știi? Există vreo știre sau imagine pe care dorești să o ștergi pentru totdeauna de pe Google cu tine? Nu. Nu? Ești asumată, n-ai nicio problemă cu ele? Nu. Nu există nimic, măcar pozele alea de le-am văzut mai nu, nu, pozele de ce? Că alea arată o evoluție. Să mă rog, astele să rămână pozele alea. Before and after. Before and after. Uitați cum am fost Benjamin Button. Nu, Benjamin Button. Și mie, să ne înțelegem. Să știi că eu o fi făcut multe tâmpenii la viața asta. Dar nu le regret. Pentru că probabil că alea m-au făcut omul care sunt astăzi. Așa e. Mă gândesc. Corect. Foarte frumos spus. Ai spus vreodată cuiva că îi miroase gura? Sau nu că... să mă rămâs să nu fac asta. Da, ai avut persoane? Ai fost în prezența unor persoane? Da, care... da, îți găsești de lucru... Nu-mi plac chestiile rud. Nu-mi plac chestiile nepoliticoase. Și să știi că indiferent de faptul că râdem glumim, pentru că nepoliticoasă n-am fost în viața mea. Nu înțeleg oamenii care vin și spun ești prea slab, ești prea gras, ești urecheat, ești înaltă, îți miroase gura... Păi dar nu neapărat să-i spun... Sau chestii din astea. Măcar se... Cumva se atrage atenție. Ești într-o căpere. Cineva miroase groaznic. Știi nu cine? Să fac nu deschizi un geam. Nu încep. Băi, am o gumă de mestecat la mine. Mai vrea cineva? Poți să iau o distanță. Poți să fac ceva, dar de spus. Și dacă ești în autobuz sau în taxi sau ce distanță să mai iei? Rabd în mine. Pentru că nu vreau vreodată să spun cuiva. Băi, de-a lungul timpului n-am apreciat în viața mea și au fost lucruri. Pe vremea când eram grasă, de exemplu. Au mai fost oameni, știi, care, băi, fii atent, acum vreo 3 ani nu mă mai îngreșase, nu ca acolo. Acum am 47 de chile, făcusem vreo... La mulți ani, Doamne ajută, sărmână, nu știu ce ajută. Se urează la, la kilograme. Nu la mulți ani, La cât mai puțin, să rămân așa, cum ești. Să rămân așa, să nu mai slăbești, asta o urăm. Să nu mai slăbesc, să rămân așa. Acum vreo 3 ani de zile mă îngreșasem, făcusem vreo 80 de chile. Bă, când îi vedeam pe diversi, femei, bărbați, mai mult femei, actually, nu bărbați. Femei, că veneau, băi, și aveau din aia. Făi, da, ai făcut curul mare iarăși să mor eu. Invidie. Mamă, știi cât înnebuneam? Bă, băiatule, știi când n-am mâncat? Știi cât m-am chinuit ca să... Dar tu ai unghiile alea la mână care sunt ca niște săbii. Ce e greu să... Nu le zic nimic. Nu? Nu le zic nimic, adică nu răspund. Le spun, bă, dar care e problema voastră? Dar în sufletul meu, să știi că mă durea.
Adică, când aveam 100 și ceva de chile, nu mă deranja lucrul ăsta. Dar, ok, reușisem să slăbisem până la 50. Era acum vreo 3 ani, făcusem iarăși 70. Când le vedeam cât erau de fericite, ca cine ne revenim la femei, că femeile au răutăți, bărbații, sincer, nu, bărbații ori... Dar nu le au în față femeile. Femeile, să știi că vin și îți spun. Acid, așa, ușor... Da, mie vreau și spuneam, dar ai făcut curul ca mare, dragă, pe-n blugiul ăsta, te văd, te-ai cam îngrășat. Că bărbații nu se supără dacă ai făcut curul mare, practic. No, bărbații, ai făcut, curul ca mare, Raluca. Hey. Exact, să mor. Ca mare, dacă ca mare. Îmi place, dar îmi place și golul de la asta, pentru că uite acum... Tarararai, tararatat, tarararatat. Păi știu, pentru că practic un băs de chibrit nu vrea să-l... De nimeni. Am înțeles, nu vrea să-l ardă nimeni, nu vrea să-l aprindă nimeni. Nu vrea să-l aprindă nimeni, deci. Bine, deci nu, ideea e că tu nu poți să. De-astea nu spui. Niciodată, nu. Ții în tine. Nu. Da, da. Păcat, de aia nu se schimbă țara asta. Următoarea întrebare. Urmează întrebarea. Urmează întrebarea. Ca să intrăm așa în ritmul ăla. Urmează întrebarea. Care este cea mai proastă trăsătura ta într-o relație? Au. Sunt piseloagă. Ești piseloagă? Vorbesc mult și piseloagă. E. Și când vine omul acasă obosit, tu, da, mă, am ceva de zis tot timpul. Adică nu în sensul că... Și tot timpul vreau ceva. Ok. Tot timpul vreau ceva. Și vreau să-ți și spun chestii. Nu te cert, nu îți fac observații, nu te întreb de unde vii, nu te întreb chestii din astea niciodată, nici de unde vii, nici la ce oră vii, nici nimic. Dacă îmi vii, ai belit-o, practic. Că am chestii să spun. Îi spui tu. Deci el vine, deci dacă bărbatul vrea și el să se vaite un pic, n-are nicio șansă. Nu, ete, să se vaite de unde a venit. Bine. Mamă, cum a fost astăzi la muncă, deci nu mai pot. Nu, ete, hai să spun eu că am ceva să zic tare important acum. Fix așa fac. Fix. Dar el nu spune niciodată nimic. El a intrat pe ușă, bună ziua, a tăcut. Și așa. Ca Iohannis. Se gândește să moară. Acum am zis. Da, după 3 minute, da. Intervine discuția. Auzi, tu n-ai treabă. Și atunci eu îl înjur. Avem o relație superbă. Hai, du-te. Alea cu P cu M, așa. Dar justificate, cum am vorbit mai devreme. Și mă pun pe telefon și îmi sună un prietenul meu, cel mai bun, pe care îl iubesc mult de tot. Și încep să... lui toate cele. Dar când? Ți s-a întâmplat vreodată să termin tot ce ai de zis? Like în viața asta? Nu, la modul să ai o pauză de aia de o oră, în afară de momentele da, care dormi. Da, mai există pauze de o oră. Da. Stau pe Instagram în pauzele sau frec niște muzică, dar să stau degeaba, gen așa. Nu. Și să nu vorbesc cu nimeni. Nu. Bun. Asta e mai mondenă. Ia. Te-ai îmbătat vreodată atât de tare încât să suni pe cineva și să te faci de râs? A, da, mă, toată lumea mai face din astea. Da. Da. Când? Se ai povestește-ne. Când nu ne spune exact cu cine. Nu, mă, nu, dar n-am sunat. Nu. Păi nu să suni. Nu să sun. E de căcat să trimis mesaje. Ai dat mesaj? Da, din ce ai dat? Nu. Așa. Mai trimis, asta făceam când eram mai tânără, nu acum. Da, la? Din aia de proști. Că tu și când te enervezi și când ești veselă și când ești fericită. Asta este, te iubești când faci din astea. Așa. În general trimis, dar asta nu fac eu, cred că asta face toată lumea. Toată lumea. Ori ai nervi și vrei să te ții cu vreunul în colț, tu șmecheră, ai înțeles, tu nebună, ai făcut, ai dres. Și dacă ai făcut, ți-am spus, asta mi-amintesc de pe vreme. Începeai cu mesaje din alea, auzi mă, când te enervai? Exact, ori îl iei în șuturi. Lucru care în mod normal nu l-aș face, pentru că vezi, Doamne, eu nu sufăr, știi, adică... Da, da, nu mi-arăt slăbiciunea. Adică nu mă interesează, dragă, pe mine, deși sunt fiartă. Da, 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 coaptă. Coaptă. Ori încep cu corazone, te iubesc, viori și alte rahaturi pe care iarăși nu le agrezi, că dacă mă întreb pe mine, eu zic că nu mă interesează, bă, băiatule, nu veni mie cu trandafiri în dinți și cu alte cu rahaturi. Cu prostii din astea. Deci, în principiu, bine să te ții, să deci te conții. Ai făcut-o, am înțeles, cele trei modalități. Siguranță, toată lumea. Ai avut vreodată o celebritate pe care ai considerat-o foarte importantă pentru tine, dar ai fost dezamăgită când ai cunoscut-o? Nu. Niciodată? Nu. Păi ce viață perfectă au unii, mă. Păi, idolii mei au fost... M-au dezamăgit cel mai tare. Cine te-a dezamăgit? Ei, nu o să spun acum, nu, dar sunt niște actori mari. Actori pe în care eu am crezut foarte mult și când i-am cunoscut am fost... Na. A, păi este... Da, e o trășos că probabil tu te... Am avut așteptările super ridicate. Din mai multe puncte de vedere. Da, normal. Da, normal. Eu mă așteptam cum se așteaptă orice om când cunoaște un idol. Băi, e ca pe sticlă, mă, dar noi suntem oameni în viața de zi cu zi. Adică eu cumva nu-i judec acum. Doar că discrepanța de la 20 de ani când ne-am cunoscut a fost wow, ești alt om. Și de-aia mă gândeam, poate ai avut și tu pe cineva pe care admira foarte mult nu, și uite, te-a dezamăgit. Poate aș avea, nu știu. A, îți zic eu, dar fără legătură, că nu-l cunosc personal. Mie, de exemplu, îmi place mult Kanye West, sunt fiertă pe Kanye West. Așa. Și l-am văzut de curând în Instagram prins în niște scandaluri care mi se pare că nu sunt
la nivelul lui, dar nu, asta nu e o chestie personală, fără să spun că nu... Știi, adică el e o celebritate care, din acest punct de vedere, m-a uimit cu niște comportamente din astea, dar vorbim de cineva care n-are, Doamne iartă. Da, nu o să vină Kanye West acum să se supere. Mamă, s-a supărat la Luca pe mine, bă, ce să fac? Nu că s-a supărat, m-a uimit doar. Ai acordat vreodată atenție unei persoane rele doar pentru că era inteligentă? Da. Da? Da. Ce nu un om inteligent mă interesează oricând în viața asta. Da, dar spune oameni inteligenți, că ăștia de regulă ascultă și ți-e place să vorbești și... Să știi că mai și tac uneori. Când simți un om inteligent... Da, pentru că întotdeauna e ceva de învățat. Toată viața e de învățat. Toată viața e de învățat. Deci te oprești brusc. Totuși am ceva de zis. Totuși cu ceva completezi tu. Măcar mai tragi o dată concluzia. Mai am ceva de zis, să vor eu, exact, da. Asta fac și eu. Când dau de un om inteligent, mai trag eu o dată concluzia. Deși da, el tocmai ce a zis-o. Exact. Să pare că știu și eu. Da. Te-ai jucat cu sentimentele cuiva pentru a-ți uita fostul iubit? Toată lumea face asta, mă. Ai făcut. Toată lumea face asta. Și te-ai simțit vinovată la un moment dat? Că... A, nu, dragă, ce crezi că mie nu mi-au făcut alții la fel? Adică crezi că toți care m-au luat de bună? Adică eram chiar Dumnezeul lor în viață. Și pe mine, la rândul lor, probabil că alții m-au luat de bandaj pentru între relații. Așa toată lumea mai folosește pe gătit. E natural, așa e circuitul dragostei în natură. Tu crezi că eu mă gândesc că toți m-au luat, au zis, mamă, fă-i, bine că ai venit tu, că te iau de nevastă. Logic. Când și din ce motiv se termină încrederea între tine și cel mai bun prieten al tău? Că ai vorbit mai devreme, ai spus că ai un prieten. Să știi că niciodată eu cred că încrederea nu se termină atât timp cât, dacă există o problemă, o discuție. Eu cred foarte mult. Ne întoarcem la vorbă. Da. Cred în comunicare, cred în a spune ceea ce simți, cred în a spune ceea ce nu ți-a convenit, ceea ce ți-a convenit, ceea ce te-a deranjat. Pentru că dacă discuți problemele, nu există. Adică poți să le... Da, dar câteodată, na, fiind prieten, nu spui totul și te trezești că nu știu ce, a fost la o petrecere și azi niște vorbe de tine. Uite, bârfa, de exemplu, te deranjează? Bârfa? Da. Dacă îți auzi niște vorbe că prietenul tău a spus... Uneori mă deranjează, dar să știi că mai spun. Eu mă întorc totuși și mai spun. Uneori o ignor. Dacă este din partea unor oameni foarte apropiați, o ignor, pentru că eu n-am de unde să știu că cei care vin să-mi spună. Uite, vezi tu, pe mine treaba asta cu bârfa mă enervează pentru că vine cineva care zice că a auzit, că i-a zis, că nu știu ce. Da. Păi de unde știu eu că ăla care vine nu are un interes să mă strice cu persoana pe care eu o iubesc? De unde am această garanție? Aia, uite, la asta nu m-am gândit. E, nu te-ai gândit, pe drag. Eu dacă mi-am auzit bârfe, nu mai e prieten, gata, eu renunț. Nu cred mai, mă, ce eu renunț, eu scopim. Nu mă face pune vinovatul pe aici. Taci. Eu renunț. Taci. Mie mi-e frică de oameni. Camaranesc. Ai un grup de WhatsApp cu un nume ciudat? Nu. Nici un nume ciudat. Nu, ce dracu grupuri de WhatsApp? Bârlogii, nu știu. Nu, hârciogii. Hârciogii obosiți, habar n-am. Nu, hârciogii obosiți, nu. Eu aveam spuma Revelionului. Un grup la un dat făcut cu mai mulți prieteni, de am mers noi la un Revelion. A, da? Tu vezi, nu? Nicio. Nu am avut. Dar ce aveți? Dragă. Bravo ai stil, prieteni. Noi avem Bravo ai stil, noi avem grupul nostru cu PR, grupul nostru cu... Grupuri de astea pe care le dai pe mut ca să... N-am avut niciodată. Nu trebuie să zic asta? Astea cu prietenii și cu alea nu tragă, pentru că eu pe vremea mea eram obișnuită unul la unul. Atunci vă întâlneați în grupuri așa, vă trimiteați scrisori. Grup de scrisori era grup pe vremea. Grup de scrisori. Ai, mă, că nu sunt chiar de pe vremea, nu-i evitează. Am prins eu scrisorile. Tehniță, bine că n-am prins telegraf. Există vreo melodie pe care o asculți în secret? În secret? Da. Păi de ce dracu să o ascult în secret? Iarăși, poate te judecă lumea, că ascult vreo manea, nu știu de care sau... A, nu există nimic, nici mai nu e pe care să o ascult în secret. Pe toate le ascult pe față, ca pe să față. Zic așa. O puntare de tot? Bine, le mai pui tu în căști, cum ai spus. Bă, nu știu care trebuie cu tare de tot, mie îmi place muzica tare în mașină. Gestul în sine e de căcat, știi? Da. Adică, să asculti în mașină muzică la maxim, e destul de nepoliticos. Dar rest... Da, pentru participanții la trafic. La trafic. Și destul de periculos, dacă mă întreb pe mine. Dar rest eu aș bubui orice, de la manele până la orice. Dar festival, tu ești cu DJ-ul ăla cu asta, ai face un festival de manele, zi drept că dar eu se aș... face, mă, nu se face maneologia sau nu știu cum dracu se cheamă. Nu e ceva, mă, care se face, se face niște petreceri care se cheamă așa. Pentru că, tu vezi că I'm Z Young. Vezi că eu prevedez toate petrecerile din oraș. O să notez aici. Auzi, festival de manele. Mai bine situația, că eu îți spun în fiecare weekend ce petrecere este. Pentru că I'm going, baby. Oh yeah. Exact. Întreabă-mă de la Fantastica. Nu, iar rămân la astea cu manele, nu, pentru mine nu la manele, dar nu... e suficient că am aflat chestiul festival. Eu știam doar de Miss Piranda, atât. Nu mă, e ceva care este manologia, dar nu știu exact cum se situează chestia asta, dar o să... Așa caut, cercetăm, manologia. Când cineva de lângă tine trimite mesaje, tragi cu ochiul să vezi ce a scris?
Ce s-a întâmplat? Never. Băi, e de prost gust să moară Franța. Că... Nu. Băi, cu, no. cu oameni ca voi nu se mai face bine țara asta, nu. Oameni de ăștia cinstiți. Este de căcat ca să tragi cu ochiul, că nici mie nu mi-ar plăcea asta. Știi că uneori când sunt în locuri publice și mai dau mesaje sau alea, astupi, așa... eu mă uit în spate să văd dacă e cineva. Da. Nu pentru că aș scrie vreun secret de stat, că ce dracu pot să scriu? Vreau un pachet de țigări. Ce dracu crezi că pot să scriu acolo? Dar eu știu, poate vorbești de niște sume de bani. Nu, nu de sume de bani. Poate vorbesc vreo din aia, gen... E aici, nu știu, Căreasca. Foarte bună. S-a îmbrăcat nașpa să moară măsa. Ai ieșit vreodată în oraș purtând un tricou sau o pereche de șosete luate direct din coșul de rufe? E, da, normal. Și cum? Și cum? Le mai pui, dragă, le mai pui și a doua oară acum în viață. Bravo, ai stil, avem stil. Bravo, bravo, avem stil. Dacă știm să luăm un lucru pe care l-am purtat odată și putem să-l mai refolosim. Nu contează că e murdar. Păi unde să fie? Nu, dacă e murdar fizic. Da. Adică dacă ți-a scăpat din gură lucruri care mi se întâmplă frecvent. Frecvent, la bravo, știi, Doamne, Dumnezeule. Bă, mă îmbrac și în momentul în care se dă rec... S-a dus. Căzut din... Da, asta e o chestie tipic feminină, femeiască. Voi... De-aia poartă de colteu, mă, să nu mă pătez. Măcar mi-a căzut aici, m-aștept. De-aia ai pus acum hăț, m-ai înțeles, a picat aici. O, scuze, și pare și sexy așa dacă te ștergi. Da, scuze, din n-am vrut, dar tu vrei. Vai, nebunule, exact, știi? Da. Deci s-a întâmplat. Ca să porți un lucru, dacă lucrul este perfect curat, este în perfectă stare, adică nu am zis să le iei pe tine murdare, pătate, etc. Nu. Nu. Arată impecabil. Păi deci ce mă dacă ieri m-am îmbrăcat două ore cu el? Păi exact, dacă ieri l-am purtat două ore și lucrul arată impecabil și mi-am purtat și azi două ore, nu se întâmplă nimic. Așa sunt eu cu șosetele. Eu le arunc lângă pat, nici le mai duc la coș. Și când mă trezesc, le găsesc acolo, mai fac aia. Cum te trezești, okay. Cum te trezești tu dimineața la 5? Aia? Îți dai seama, nu mai nimeresc care e haină curată, care e haină murdară. Bine, nu te calzi cu cerceafă, practic, așa, că las. Bine că nu vin așa dintr-o dată, Cezar. Exact, Cezar. La exact. Muncă. Ai folosit vreodată celebra scuză, nu e vina ta, e vina mea, ca să te desparzi de cineva? Foarte cu minte ai fost. E de căcat scuza asta. Da? Dar nici să-i scoți ochii omului. Dar ce scuză ai folosit ca să te desparzi de el? Frate, găsește-ți una mai bună. E pe acolo, ce să mai... Am folosit scuza, bă, reală. Întotdeauna... Găsește-ți una mai bună, dar tu știi că ești mai bună decât ce și-ar putea găsi. Nu era mai bună pentru ce își dorea persoana respectivă. Aici vorbim despre foste relații, cum ar veni. Atât timp cât eu consideram că deja o luasem pe alt drum în mintea mea, iar omul respectiv avea alte gânduri, nu este corect să țipă cineva încurcat într-o relație atâta timp cât tu știi că vrei altceva. Deci tu doar știai că... Eu știam că... Ales bulestan de apă mandea. Exact. Și dacă te iubesc, și te iubesc în mod evident, este normal să vin să spun, băiatule, haide să ne luăm fiecare pe drumul nostru, pentru că eu am alte intenții și n-ar rost ca să te țin încurcat. Ești încă tânăr, poți să-ți faci un viitor cu alta. A sunat foarte cea. Ești încă tânăr. Păi dacă se întâmpla când eram mai tânăr, dar și acum cum ar fi dacă aș... Da, ce aveai partener mai tiner decât tine? Am avut și de aia și de aia m-a ajutat Dumnezeu. A dat Dumnezeu și măiculița Domnului. Mulțumim celui de sus. Alea și cel de sus și Doamne ajută. Că a avut grijă de toată lumea. Am să aibă grijă de toată lumea, să mănânce și gura noastră. Care este cel mai scump lucru pe care l-ai cumpărat pentru casa ta? Pentru casă? Da. Nu cumpăr, dragul, eu pentru casă, ce-ai pățit miliția, mă, de la Ikea de rup, pentru casă. Păi și cine cumpără? Ce fac? Tot ce este în casă. Așa. Nu este cumpărat de mine. Eu pe mine mă interesează standardele, pe mine mă interesează hainele, a caretele, ce port eu. Și care e cel mai scump articol de haine pe care l-ai cumpărat? Că aici chiar mă interesează. Ei, nu, că astea nu pot, nu, astea nu zic public niciodată, că e de prost gust. Nici măcar între și între? Nu, nu, vedeți, pentru că există așa, există oameni foarte bogați, așa. Pentru care anumite sume sunt nimic. Da. Sunt nimic. Și există pe de cealaltă parte oameni care muncesc foarte mult și cărora li se pare de la balamucul de nebun, practic, să dai tu niște mii de euro pe un rahat de geac. De exemplu. Păi da, mă, da, dacă ți ies. Dar dacă oamenii aia care muncesc foarte mult și vor să-și ia, își ia, da, eu înțeleg perfect. Zi. Dar fiecare își ia ce îi place, corect? Mie îmi plac hainele. Exact. E, lui ăla care muncește foarte mult de zi, tu poate îi place o mașină la mâna a doua, nu știu de care, și strânge banii pe care tu îi dau pe un articol vestimentar, el îi dă pe mașina aia. Sincer, să fiu, în viața mea nu am fost invidioasă, geloasă, pe absolut nimeni, din contră, vreau să învăț de la cei care au, vreau să pot și eu, la rândul meu. Așa să ne audă Dumnezeu. Așa să ne audă Dumnezeu, să fie pe bogăție. God bless Romania. Exact. Care e subiectul tău la care devii cea mai paranoică? Devin paranoică, da. Stai să mă concentrez la întrebare. Așa. Adică e ceva care ai vreun subiect care mă agită? Da.
la care devii băi, nu e ok, nu mă simt confortabil. Sau o situație în care devii... Nu, sigur e situația în care sunt paranoică, astea de când mi-e rău. Astea cu sănătatea, astea mă agită rău. Dar are subiect să spui mie ceva care să mă agite, ce treacu să-mi zici? Dar la conspirații, nu știu, eu devin paranoic la conspirații. Nu, eu nu prea sunt. Ce conspirații? Că, nu știu, că vin extraterestri, că ne conduc reptilienii, că... Eterahat, că o să murim de foame, că... Că murim de foame, că pandemie, că nu... Așa și fiind. Și dacă o să muri de foame și eu acum am agit de pe acum, ce o să se întâmple? Dar tu nu ai o problemă dacă muri de foame, tu faci chestia asta de mult timp. Da, reziști fantastic, tu să ai cola, asta e important pentru tine. Băi, uite, asta m-ar paraloniza. Dacă vine cineva... Băi, băiatule, exact. Nu m-am gândit la asta. Exact. Fiate, dacă vine cineva, interzice cola aici. Dacă fereați că nu se întâmplă ceva și nu mai am țigări și cola, că eu și de fumat fumez mult. Da, asta vocea de privighetoare nebună. Da, asta vocea. Că poate mă iei pe... Nu ți se pare că pe clasicile le-aș suna și într-un fel? Deci, țigări și cola. Da, rămâi fără. Ferească Dumnezeu. Se interzic în lume, se oprește asta producția. Asta. Devii paranoică? Ce faci? Cu ce le înlocuiești? Dar nu trebuie să mă gândesc, dragă, la chestia asta, acum nu mă băgam. Da, păi eu vreau să intri în paranoia. Ce faci? Cu ce le înlocuiești, Raluca? Ce faci? Nu mai e nici aia, nici aia. Cum trăiești tu, Raluca? Cu ce ne locuiești? Bei ceai negru? Cum să beau, mă, ceai negru? Nu am putut în viața mea ceai. Nici dacă sunt bolnavă, beau ceai. Fumez papură. Nu știu, poate vrei să usuci. Usuci orice, pătrunjel. Usuci pătrunjel, bam, repede, îl rulezi. Începe să-ți placă șale, știu ce dracu' o fi, nu știu. Deci găsim soluții. O găsi, dar eu sper să nu... Dar deja văd că a început să o ia. Dar cum? Adică, mă, să nu mai existe. Oricum, mie mă agită toate electronicele astea și toate... În mergi undeva și toată lumea pufă e ceva din diverse obiecte. Sunt tot felul de chestii. Pixuri, creioane... Hai să te scoatem din zona de paranoia, că deja simt că te mănâncă pielea. Deja simt că... Da, și scoate o țigară de altfel. Imediat, așa acum te aduc, să aducem repede. Există un moment în care te uiți în trecut și realizezi abia acum că ai fost pusă într-o poziție foarte proastă? Nu, că nu mă uit în trecut. La ce dracu să mă uit în trecut? Dar la ce dracu refolosești să scoate morții din morminte, băiatule? Ia, explică tu mie. Mă uit în trecut ca să văd ce. E, te-ai fost prost. Bravo, mă, și dacă mă uit acum, dacă dau timpul apoi, o să fiu deșteaptă sau ce? Deci m-am simțit în interviul ăsta cu tine efectiv ca la psiholog. Eu și simt că o să plec într-o viață mai bună acum. O să fac o călătorie așa mai bună pentru mine. Sora mea este psihoterapeut și să știi că trei sferturi din tot ceea ce sunt eu se datorează ei. Pentru că să știi că deci am lucrat mult cu tine. Bă, să știi că am momentele astea nasoale. Am, adică să ne înțelegem, eu sunt balanță. Eu înțeleg ori la bar, ori la spital, eu înțeleg extremele. Nu înțeleg cale de mijloc când, da. Adică am momente în care cad nasol așa, niște munțenii de alea de... E, și apropo de momentele astea, a venit un moment drăguț în emisiunea noastră. Am vorbit și mai devreme de hatereală, tocmai de aceea. Noi ți-am pregătit câteva comentarii de pe profilul tău de Instagram, cred, sau de pe YouTube. Fii atent, avem, acum așteptăm să intre și în monitor, primul comentariu, fii atent. La poze au cățelul. Doar mie mi se pare că are aceeași coafură. Bă, m-am căcat pe mine, băi, asta este excelent. Amuzantă, semăna, jur pe cea mai scurs. După ce a citit comentariul, adevărat, vedem, Oscar, pe care îl pun mult de tot, al Alex Raicu. După ce am postat poza, am văzut că părul era fix aceeași culoare, dar mie în poză mi se părut o compoziție mișto că mă pupam la păr cu câinele, că mi-e plac sorteurile. Dar, într-adevăr, cine a comentat Miru Baby? Miru Baby 00. Bănuiesc că e un domn la 30 ceva de ani. Da, frate, aveam aceeași coafură, cățelul. Și care e problema asta? E un cățel superb. De unde rezultă că și eu sunt superb. De unde rezultă că am scos-o în favoarea mea. 10. Deci nu te-a deranjat. Nu. Bravo, ai stil, Miru. Bravo, ai stil, Miru. Chiar am avea. Merge mai departe. Următoarea poză. Wow! 10 filtre la un loc. Where the fuck is the real shit in these pictures? Nu știu dacă erau mai multe. Căutați-vi la voi acasă. În primul rând, fii atent. Da. Pe mine mă disperă chestia asta de real shit. Este Instagram, este o campanie, iar eu întotdeauna am spus că folosesc filtre. Băi, eu aș vrea să fiu răuță. Frate, dacă mi-e dat mie la... Deci, nu știu cum dracu să fac să fiu eleganțică în exprimare. Nu, lasă eleganțică, suntem pe internet. Păi dacă drumul, noi vrem să viralizăm lucruri. Asta este comentariul pe care l-am eu vis-a-vis de toți ăștia care mă întreabă de the real shit, așa. De the real Slim Shady și de the real ce dracu vorile. Eu pot să fiu cum vreau eu. Este Instagramul meu, este imaginea mea, eu recunosc că folosesc filtre. Eu sunt cine vreau eu să fiu. This is the real me. Următorul comentariu. Următorul spune așa, de la Cami vine și spune așa. Raluca Bădulescu, nu ești corectă la jurizare. Păcat. Astea, băiatule, cu jurizarea, acum ne-ai prins la bravo. Nu ți ajung la suflet asta, eu la păcat mamă, acolo. Doamne, mamă, mi-ajung, mamă, pentru că eu nu înțeleg altă chestiune. Fii atent, aceiași oameni. Deci,
publicul, Brava Astăzi este un fenomen. Este emisiunea Absolut. Vieții mele, nu este, este proiectul vieții mele, este practic Brava Astăzi este viața mea. Trăiesc face pentru parte Brava din tine. Respir pentru Brava Stil, ador fiecare secundă la Brava Stil. Și într-adevăr, genul acestei comentarii mă consum. Pentru că oamenii dezvoltă un fel de, eu știu, emoție, se conectează, empatizează cu... Empatizează cu anumite concurente. Ok, dacă într-o zi, și noi la fel la rândul nostru, că și noi avem anumite concurente care ne plac mai mult sau mai puțin, însă suntem Absolut. Obiectivi în ceea ce privește ținuta pe care o poartă concurenta. Păi și nu-ți vine Oricât să-i spui chestiile astea? Oricât îmi ar persoana, dacă ținuta nu este bună, n-are de-a face cu persoana. Lumea de acasă însă nu face deosebirea între persoană și ținută. Și în concluzie, când i-ai dat peste cap, eu știu, universul și i-ai spus că cutăreasca azi n-a fost bine, te trezești cu un val de mă pe Instagram de... Nu și nici măcar nu-i justificat cum ne-am fi dorit. Păi nu, dar nu fie de... Astăzi, unii consideră că ai jurizat corect. Și oricum, mai e o chestiune, dacă vrei să o justificăm pe scurt. Moda nu e matematică. Unul cu unul fac doi. Corect. E subiectivă, bănuiesc. Toate părerile sunt umor. Subiective. Toate. Ca și la umor, exact. La ce râs tu, poate nu râd eu, da, etc. Da, 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 ești ce... praf. De câte ori n-am auzit și eu, n-ai niciun talent. Moda nu e matematică. Poate ori fi comentarii și acum, aici, în momentul ăsta, bă, arată ce sunteți praf. Băi! Să scrieți la voi acasă, mă, cum a zis Raluca. Nu scrieți aici, scrieți în ce părere aveți despre noi. Să generați... Scrieți, uitați-vă la noi, urmăriți-ne, uitați-vă la Geo. Nu, dar asta vis-a vis de părerea oamenilor. Da, da. Oricum, tu ești împăcată cu tine, nu te afectează atât de mult. Nu, deci... nu aș fi răuț. Bă, să știi că aș... Știi cum făceau ăia în Bad Boys? Da, în Bad Boys. Usa. Șeful poliției face așa. Will Smith cu Martin Norris și la șeful poliției. Exact. Știu. Ultima rubricuță, s-ar putea să-ți placă. Da, am văzut că ai trecut prin toate, ești super bine emoțional, super bine psihic. N-am reușit să trag de nervii aia tăi, să-i întind deloc. Aba, numai că poți să mă enervezi oricând cu ăștia pe net. Te-am enervat doar un pic acolo, dacă ți-am scos țigările și coala, gata. Aia m-a agitat. Aia te-a agitat rău de tot. Și următoarea rubrică, cu cine ai vrea să mergi într-o vacanță în Maldive? Eu îți voi da câteva nume. Ia. Și tu va trebui să alegi doar unul dintre... Unul singur? Bine, eu îți dau mai multe nume. Vei avea mereu de ales bogăție, dintre mai multe nume. Fii atent. Steven Tyler sau Hugh Jackman? Am venit-o pentru că îmi plac amândoi și în mod diferit. Știu. Trebuie să alegi unul. Fii atent, Steven Tyler este unul singur. Frate, hai să... Fii atent, ținând cont că e Maldive, unde nu prea ai ce să faci altceva decât sex. Păi, de aia te și trimitem, Raluca, acolo. De ce crezi că suntem noi? Eu cred că Steven Tyler... Ori poate m-ar plăcea, auzi. Mai știi ce mai... s-ascunde în el? Bă, auzi, nu, dar poate semănăm un pic. Că eu nu mă cac pe mine, sincer să fiu. Așa cum am slăbit acum și cu părul ăsta pe care l-are, are față mai de cal, mai bag eu un pic. Eu cu Steven Tyler semănă, dar dacă m-aș cu Hugh Jackman. Cu Hugh Jackman? Da. Păi are și puterea aia de X-Men din el. Iese adamantium. Dar asta nu e o poză. Adamantium... Îți place și ție Wolverine da, X-Men. Da, da, și da, la da, fel. Da, da, da. M-aș X-Meniza cu Hugh Jackman, dar asta nu pot să pună Hugh Jackman. Fii atent. Hugh Jackman sau Moris Munteanu? Moris, pisica mea pe viață. Te duci cu pisica mea. Păi și renunți la... sau da. Îl pui la treabă nu, pe Moris? Nu, mă, și cu Moris. Îl pui la treabă pe Moris. N-avea grijă că ne descurcăm. Deci renunți la pătrățelele lui Hugh Jackman. Lasă-l pe Hugh Jackman, că cu pisica Moris. Mea e vis. Cu pisica mea faceți un Maldive corect. Corect. Moris sau Mick Jagger? A, păi ai sucit-o, tot Moris. Tot Moris. Dar tu nu știi că se fătă pe Mick Jagger și pe ăștia. Frate, noi avem informații, știu, de ce crezi că am casca asta? Deodată Fiartă așa sunt. Nu, cu Moris, ca să ne povestească Mick Jagger orice ne-ar povesti, că să stăm amândoi gurile căscate, că tu ți-ai seama Mick Jagger. Păi noi, dacă ai plecat cu Moris, nu-l mai întâlnești pe Mick Jagger. Nu stau cu Moris cu pisica mea, pentru că acolo o săptămână e prea puțin cu pisica mea să stau. Aveți de povestit, voi sunteți ca babele alea care ies din pușcărie, știi bancul cu babele care ies din pușcărie și tot aveți de exact. Moris sau Theo Rose? Moris, Theo Rose este nora mea din vise, pe care o iubesc și o să iubesc toată viața mea din vise. Dar ea știe că și la emisiune i-am spus că este nora mea, pentru că eu vreau de noră pe Theo Rose. E superbă. Este superbă și este un caracter mișto, este o fată mișto, este talentată, e super mișto, Theo. Bine. Dar are 20 de ani, da. Acum cu Moris trebuie să tocăm pe vechi. Fii atentă că acum e greu. Zio. Moris sau Dan Bălan? Amă, că... Stai aici, am vrut să zic bă, mă simt prea bine la tine și îmi dau drumul la gură. 100% Moris. Pe Dan Bălanul cunosc, frate, real life. Păi băiatule, Dan Bălanul cunosc real life. Da, da, tu ai văzut accentul, frumusețe. Vrei să pleci, Dan? Nu cred că mă place, mă, Dan Bălan ăsta. Da, nu, noi aici spunem că te place. Te place, e fier pe tine, Dan Bălan. E fier pe mine, Dan Bălan? Da, e copt.
E copt după mine de ambulan? E făcut la 200 de grade. Să mor tu, da. E vorbită. Deci pornim de la treaba asta. Raluca e vorbită. Toată lumea te iubește dintre toți ăștia. Deci toți mă vrea. Mick Jagger, toți. Toți mă vrea ăștia. Ieri pe tine, de când le-am arătat și de când le-am zis de formatul ăsta, am zis, Raluca Bădulescu, au zis, da, normal că merg. Dar a zis că acum, da, tu trebuie să alegi. Uite, o pisică, nu se supără, mă duc și eu că domnul. Te duci cu Dan Bălan? Ai odată cu Dan Bălan, că nu se supără pisică. Iartă-ne, Moris, dar de asta sunt plătit aici. Pisică mea nu se supără pe fericirea lui pisică sa. Niciodată. Dar trebuie să fii sigur că ăsta e fier pe mine, că altfel la ce dracu mă duc? Da, fiate, este. 100%. Și următorul fier pe tine. Dan Bălan sau Florin Salam? Florin Salam. Mergi, ga? Așa renunță la Dan Bălan. 100%. Auzi, mamă, eu vreau pe toți. Bă, se poate. Bă, mie place bogăția. Bă, ce... Sala, îl iubesc pe Florin, să știi. O, și Roxana, cântă? Pe soția lui. Suntem foarte bune prietene. Poate uită și el în Maldive că e căsătorit. Acum, dacă merge cu tine... Nu știu, un jocul ăsta, bă, de imaginație al nostru. Ar fi numai vocea. Of, Doamne, ce frumos! Of, Doamne! Frumos, rău. Și cât de bine e cu ea lângă regina mea. Dacă mi-ar cânta așa, m-aș... Nu mai vreau, dacă ți-ar cânta așa, nu te merge cu el, Maldive. Ba nu, m-aș pe mine direct zic. Florin Salam sau Prins? E, îmi place și Prins. Mă, ce ai făcut? Dar nu Prins acum. Nu Prins acum, am nu înțeles. Nu acum, Prins. Cum era el în tinerețe? Hey. Mă, dar de ce mă întreb pe mine chestia asta? Pentru că eu sunt destul de... Vreau să știu, Raluca, ce alegi. Mă, ce, uite, păi dacă, păi nu, prieten, am fost cu ăla și acum pot să mă duc cu următorul? Păi nu, n-ai fost cu... Nu, tu trebuie să alegi unul până la final și cu păi ăla... Păi am ales pe toți. Păi nu, ai schimbat? Ai renunțat? Pisica mea știe că ai renunțat la el. Pentru Hugh Jackman ai renunțat pentru pisică și tot așa. Adică despre ce vorbim tu? Hai cu Prins, că nu știu când dracul mai prins și pe ăsta. Nu știu, da. Nu mai dai de nu mai de dracu pe Prins. Nu, că Prins. Dar ce să faci cu Prins în Maldive? Să ce? Don't have to be rich to be my God. Hai cu Salam. Hai. Cu Salam. Florin Salam sau Ilinca Vandic. Ilinca. Gata. Pe viață, mamă, ce aș face cu regina mea Ilinca. Mamă, ce poze are. Deci, nu mai renunț pentru Ilinca. Deci renunț la toată viața amoroasă din Maldive. Este iubirea mea, sufletul meu, sora mea, dragostea mea, o ador. Tu stai seama că cu Ilinca n-ar fi suficient nici un an să stau cu ea. Bun. Ilinca. Ilinca sau Victor Slav? Ilinca. Îl iubesc pe Victor, îl pup, îl ador, îl divinizez, dar Ilinca este iubita mea, iubirea vieții mele, aș știe. Bine, Ilinca sau Freddie Mercury? Tanta, iubirea vieții mele este Ilinca. O iubesc cel mai mult, doar cu ea aș ce merge peste tot. Ce mărnicător ești, bă, băiatule! Ce mărnicător ești! Și sunt sigur că l-ai păstrat pe ăsta ultimul. Ilinca, regino! Regina mea, Ilinca, uite, îi scriu acum. Vreau să mă, nu vreau să spun, vreau să zic că mi-ai făcut asta, George. Ia, sună. Sună pe Ilinca și zi: păi uite, am avut de ales pentru a merge într-o vacanță în Maldive, între tine și Freddie Mercury. Sună și pune la valieră să auzim și noi. E, uite că sună secunda asta, să moră și zic. Să moră și zic. Și cer iertare frumos, adică ai ales. Îi zic. Fără supărare. Poate nu răspunde, regina, dar dacă nu răspunde, eu știu că mă las. Îi dai mesaj. Hai mă, regino, răspunde-ne, regino, o fi las. Nu, s-a supărat. Regino, nu te cred că ne răspunzi, te ador. Fii atent, regina. Eu pe tine te ador. Suntem în online cu George Tănaste, regina mea. Te pupăm. Superb. Te pupăm, regina superbă. Cel mai mult din lume. Cel mai mult din lume. Și eu am zis așa, deci avem de ales, este ultimul test al acestei frumoase emisiuni. Am trecut prin diversi cu cine aș merge eu într-o insulă pustie și am trecut de la Mick Jagger, la Steven Tyler, la Morris, etc. Și a rămas, regina mea, tu. Că cu tine aș vrea să merg. Că am spus că tu ești viața mea, inima mea, dragostea mea, că tu știi lucrul ăsta. Ai de capul nostru. Dar acest pervers care s-a jucat cu inimile noastre, George Tănase în speță, mi-a așa venit cu o ultimă propunere. Da. Ilinca Vandic sau Freddie Mercury? Acum, regino, de-aia te-am sunat că eu am spus, zic, Ilinca este totul pentru mine în viață. S-a stabilit. Dar acum zici tu, regino, ce alegi tu pentru mine? Să mor dacă nu e cum alege. Dar eu știu sigur Freddie, ce să zic. Vrei să te mint, dar vrei să spun de ce? De ce? Ca să scap. Nu te așteptai la asta. Eu acum degeaba mai trimis tu cu regina în insule și toate alea, că eu am un covrig în geantă. Hai să ne revenim, dracului, și să mă duc la covrig. Și hai la, să ne dăm cu reveneală și să ne... Fotoliți-vă. Să ne exact fotolim cu imaginația. Exact. Bine, îți mulțumim din suflet, Ilinca. Te divinizăm, te divinizezi, te iubești cel mai mult. Cel mai mult din lume.
Pup. Organizează o întâlnire, te iubim. De-abia te aștept, de-abia te aștept. De ador, te divinizezi soarele meu, regina mea, viața mea. Te iubim, te adorăm, te adorăm, te adorăm, regina, te adorăm. Te adorăm, regina. Ce să zică și ea, săraca, acum... Da. Și a salvat și pielea ei, eu înțeleg. Trebuie să stea acasă, are de muncă și cu noua casă și cu... Are muncă și cu noua casă. Hai, Freddy. Freddy, cam tu, mama. Freddy Mercury mai avem? Sau Pepe? Mai avem? Mai ai? Sau Pepe? Freddy Mercury pe viață, acum dacă ne-a băgat pe viață, Freddy, hai, că deja dau un gol. Pepe știe că Freddy Mercury mult. Sau Cătălin Botezatu? Cătălin Botezatu. Bă, dar repede, în schimb, băi, băiatule, n-am văzut așa. PC, superbitatea, regele, viața, dragostea mea. Nu. Cătălin Botezatu, clar. Cătălin. Hai să ne înțelegem următorul lucru. Freddie Mercury este idolul vieții mele. Dar da. Pe Freddie Mercury nu-l cunosc. N-am avut ocazia. Nu știi cum reacționează la Maldive. Și că nu-l cunosc. Nu știi dacă, dacă nu face poze frumoase. Dar nu e vorba de poze, este vorba de chimia și de relația dintre noi. Botezatul este sufletul și viața mea. Botezatul. Botezatul sau ultimul share. Botezatul. Botezatul. Botezat. Dacă m-a lăsat cu Botezatul, cu el rămân toată viața, pentru că să știi... Că el este soțul meu și eu sunt soția lui forever, never, never, never. Așa a rămas. Păi atunci așa să rămână, Raluca. Noi îți mulțumim din suflet că ai venit la emisiune. Asta a fost. Ai trecut cu brio tot testul ăsta. A fost frumos, rău, nu ți-am zis, premiul este chiar o vacanță în Maldive cu Cătălin Botezat. Nu, glumim. Dar mă duce el pe păiaș ochii lui. Ai mă. Cum să impresionezi? Cum să impresioneze aici? Cu vacanțe m-a impresionat că ne-am distrat și că a fost mișto și că a fost natural, că ne-am simțit bine. Că dacă mă luam chestiile alea serioase sau ne băgăm în filme din alea... No, niciodată, nu. Filmele tot. Se fac acasă, noi facem aici. Chiamă-mă oricând să râdem, să povestim orice vrei tu. Îți mulțumesc din suflet, ai fost senzațională și am și învățat câteva lucruri de aici. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe, un alea, ce se mai dă. Și ne vedem data viitoare cu un alt invitat minunat. Așa trebuie să zicem.